regele Hagi de verdictul. Îl vrea pe Lupescu, la conducerea FRF, niciodată nu o să accepte acest lucru. Cic Hagi îl susține total pe Ion Lupescu pentru câtigarea preediniei FRF. Cu doar o săptămână înaintea alegerilor de la Federația Română de Fotbal, Gheorghe Hagi spune ce doar cu Ion Lupescu în fruntea fotbalului românesc, lucrurile se vor schimba. Când vorbim de alegeri, când am în fața un fost coleg de nivelul lui Ion Lupescu, de valoarea lui, de experiența lui TRIT în fotbal, ar fi culmea dacă a gândi altceva. Îi doresc să câștige. Are o muncă foarte grea de făcut, dar, dacă el are o IT să ne strâng pe noi toi, toate generațiile, să fim împreună în acel moment, nere. Lansarea candidaturii, eu cred ce e capabil, este de părere cel mai bun jucător din toate timpurile. Hagi spune ce actuala conducere a FRF nu a tiut să ajute cluburile. De aici, nemulumirile oamenilor din Breaslu. Noi, cluburile, formăm jucători, loturile naționale doar selectează. Federația trebuie să ne sprijine din toate punctele de vedere. Noi, cluburile, trebuie să avem sprijin. Deocamdată, avem doar acest parteneriat. Ca noi să furnizme jucătorii la Federație, atât. Restul, nu vede sprijinul, arat cu degetul patronului antrenorul viitorului Constana. Gheorghe Hagi calific dreptul inos nivelul în care a ajuns fotbalul de la noi și spune ce doar alegerea lui Lupescu, în fruntea Federației, va aduce schimbarea de care e nevoie. România e obișnuit cu performane foarte mari, mai ales cei din generația mea, sau cei care sunt mai mari ca mine, x cei care au crescut cu noi. Eu cred ce tiu ce înseamnă să faci sport. E un segment social important al societii române. Dacă vrem să mai avem mândria noastră, orgoliul nostru de a concura cu cei de afară, eu îl am, cei îl au, eu nu îl are. E ruinos unde am ajuns. Nu putem să acceptăm, cel puțin eu, care am fost un lider, capitan, nu accept niciodată ce un spaniol, un italian sau un englez e mai bun ca noi. Niciodată nu se acceptă acest lucru, spune fostul mare jucător roman. Alegerile pentru FIA Federației Române de Fotbal au loc pe 18 aprilie.